Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale. Calea spre mântuire. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți frați creștini, nu o să vorbesc chiar despre Evanghelia de ieri, dar legat de aceasta. Pentru că mi-a cea Evanghelie, de când am ascultat-o prima dată, acum 30 de ani, mi-a pus niște întrebări. Spune Mântuitorul acolo că Lumnătorul trupului este ochiul. Mântuitorul nu poate să greșească în ceea ce spune niciodată. Și de asemenea, dacă vrem cu adevărat să înțelegem ceea ce ne spune Mântuitorul, trebuie să înțelegem cui a vorbit, pentru că a vorbit pentru toți, dar a vorbit într-o altă epocă și într-o altă concepție despre lume pe care o aveau oamenii care trăiau în acea epocă și în acel loc. Și gândindu-mă la această idee că Lumnătorul trupului este ochiul, în momentul acesta, bineînțeles că știm prea bine că nu. Prin ochi, omul vede. Lumnătorul lumii este soarele sau luna în timpul nopții, stelele prea puțin. Ochiul nu este o cauză sau o sursă de lumină. Ochiul este un receptacol al luminii, prin care întreg trupul percepe lumea în afară. Dar, de fapt, pentru cel care este orb, dacă ochii lui sunt stricați, lumina nu există. Nu o poate vedea. O poate simți prin căldură, dar nu o poate vedea. Și în felul acesta, întreg trupul este întuneric. Deci, într-un fel, fără să fie sursa luminii pentru lumea întreagă, ochiul este cel prin care lumina pătrunde în fiecare dintre noi. Și e foarte important să fie curat. Prin păcatul strămoșesc, un om mai toate s-au stricat foarte tare. Nu complet, dar foarte tare. Astfel încât chiar și trupul a avut de suferit prin faptul că Adam și Eva, în loc să asculte de Dumnezeu, au întors spatele lui Dumnezeu și au ascultat de diavol. Harul pe care îl dobândiseră prin niciun merit, doar prin faptul că au fost născuți, au fost creați de Dumnezeu în Eden și că s-a suflat asupra lor suflarea Duhului Sfânt, harul acesta, în mare parte, s-a retras și în felul acesta golul creat în ființa lor s-au produs multe tensiuni, boli, neputințe, ceea ce nu cunoșteau înainte de păcat, inclusiv moartea. Suntem noi moștenitori acestei firi omenești, al lui Adam și Eva. Ochii noștri pot să fie și bolnavi. Și la un moment dat, tot în Evanghelia de la Matei, mai departe, mai peste câteva capitole, spune Mântuitorul că dacă ochiul tău te smintește, scoate-l. Bineînțeles că acum noi să începem să ne scoatem ochii, deși este o sfântă care la un moment dat, când era asaltată de un cuceritor, să spunem așa, a întrebat, ce îți place ție la mine cel mai mult? Ochii. Și atunci a scos ochii și a trimis pe tavă. Nu vom face lucrul acesta. Nu ne vom scoate ochii. Dar să știm că ochii noștri pot să fie bolnavi. Și asta, bineînțeles, că o dreptăm cu ochelari, cei mai buni dintre noi. Dar boala ochiului poate să fie mult mai adâncă. Și atunci, încetul cu încetul, trupurile noastre ajung întuneric. Știm prea bine că Mântuitorul le-a vorbit
iudeilor, în limba și în metafore și în comparație și în ideile, formele pe care ei puteau să înțeleagă. De aceea problema reală nu este ochiul, ci problema reală este vederea cea duhovnicească. Și problema reală nu este întunericul pe care un ochi bolnav îl transmis deasupra trupului, căci mai bine este să intri fără privire în împărăția celor, de fapt tot acolo spune să stai părul, să stai mâna sau piciorul, să intri ciung sau șchiop în împărăția celor, decât să fii cu toate mădularele, dar s-a geniat. Deci problema nu este întunericul văzut în care putem ajunge, ci întunericul veșnic în care nu vrem să ajungem. Întunericul veșnic este iadul. Acolo unde este scrâșnirea dinților și izolarea absolută și nevedere și distanță incredibilă de negândit între unul și alții, chiar dacă sunt foarte înghesuiți. Așadar trebuie să ne tămăduim ochiul cel duhovnicesc, privirea cea duhovnicească. Cum să facem ca să întămânim privirea cea duhovnicească? Diavolul nu se mai poate astinge acum de Hristos. L-a ispitit pe Hristos în mai multe rânduri, dar nu se mai poate atinge pentru că ceea ce a murit o dată nu mai poate să moară și a doua oară. Și odată Hristos murind a biruit moartea, învind a biruit moartea, înălțind la ceruri a biruit moartea. Șezând de-a dreapta Tatălui, se arată de a fi și Dumnezeu și om și totuși în vrednicie dumnezească. Deci dacă diavolul se poate atinge de soare, încearcă să se atingă de ochii noștri. Să ne stingă nouă ochii, pentru ca soarele să fie inutile, lumina soarelui să fie inutilă pentru noi, ca noi să fim într-un tuneric, care întuneric să ne cuprindă lumea aceasta și să fie desăvârșită lumea veșnică. Care este întunericul? Este evident că este întunericul necredinței sau rele credințe. Ce face diavolul în aceasta? Încearcă să ne schimbe credința cea adevărată, să locuiască cu alte credințe care ne țin întuneric. Credința nu înseamnă doar ceea ce gândim noi așa. Cred într-un Dumnezeu Tatăl Atotțiitorul și într-un Domn Iisus Hristos, Fiul Dumnezeul Născut și într-un Duhul Sfânt, într-una Sfânt Soborcea și Apostolească Biserică și celelalte care spunem la crez. Credința înseamnă și asta, dar înseamnă mai mult de atât încrederea pe care o avem. În cine ne punem noi cu adevărat încrederea sau în ce ne punem cu adevărat încrederea? Aceea este de fapt credința noastră. Chiar dacă noi mărturisim cu gura noastră la fiecare slujbă sau acasă la rugăciuni crezul ortodox. Dar în ce avem încrederea noastră? Este ochiul nostru sănătos? Încrederea noastră este cu adevărat în Dumnezeu sau este în altceva? Sau în altcineva? Și dacă este încrederea în Dumnezeu, trebuie să fie în Dumnezeu al bisericii, nu într-un oarecare Dumnezeu, într-o oarecare zeitate pe care ne-o închipuim noi. Și o punem pe seama cine știe cărei tradiții, mai mult sau mai puțin ascunse. Așadar, diavolul încearcă să ne înșele încredere, așa cum i-a înșelat lui Adam și Evei, le-a înșelat lui Adam și Evei încredere. Nu veți muri, ci veți fi asemenea Dumnezeu. Deci să nu aveți încredere în Dumnezeu, aveți încredere în mine. Pentru că Dumnezeu vă minte. Asta a făcut-o diavolul cu Adam și Eva, asta încearcă să o facă fiecare dintre noi. În societatea în care trăim, această încredere, și s-a văzut foarte bine în cei 2 ani și jumătate, de 2 ani de pandemie, ce a fost ea acolo, de criză sanitară, s-a văzut foarte clar că noi prea puțin ne punem încrederea cu adevărat în Dumnezeu. Și nu mă refer neapărat la poporul nostru, ci la lumea în totalitate, inclusiv lumea ortodoxă. Hai să spunem că ceilalți sunt păgâni, sau sunt eretici, sunt departe, s-au creat falși idoli, falși Dumnezei chiar creștini. Dar în lumea ortodoxă prea puțin ne punem cu adevărat încrederea în Dumnezeu. Și vrem să avem încredere în oricine altcineva văzut din lumea aceasta, mai degrabă decât Dumnezeu cel nevăzut. E adevărat, ca să ai încredere în Dumnezeu cel nevăzut, trebuie să faci un efort.
să spui, iată, cu tare este cu adevărat reprezentantul aici și el face voia lui Dumnezeu, sau cu tare mă învață, cum a fost în pandemie, chiar la noi aici, ce trebuie să facem pentru binele nostru, deși acel bine intra în opoziție majoră cu binele pe care știam din Sfânta Evanghelie și Sfânta Tradiție. Și totuși mulți au avut încredere în cei care ne-au mințit. Pentru asta nu trebuie să faci niciun efort. E mult mai greu ca ochiul să fie sănătos privindu-L pe Dumnezeu cel nevăzut, decât ca ochiul să fie bolnav, ignorându-L pe Dumnezeu cel nevăzut și privind mereu lumea ce a văzut. Cum să facem ca ochiul să fie sănătos? Păi, în primul rând, să conștientizăm că nu este sănătos ochiul nostru. Atâta vreme cât încrederea mea nu este adânc rădăcinată în Dumnezeu și nu într-un oricare Dumnezeu, ci în Dumnezeu așa cum biserica îl mărturisește, ochiul meu este bolnav. Chiar dacă nu port ochelari, chiar dacă n-am glaucom sau cataractă sau alte, cine știe ce alte patologii ale ochiului. Deci prima dată trebuie să conștientizez că ochiul meu este bolnav. În al doilea rând, trebuie să-i cer lui Dumnezeu să mă ajute El, cum știe, ca ochiul meu să fie sănătos, să se însănătoșească. Acest proces de însănătoșire este totdeauna greu. Nu este ușor. Uneori este extrem de greu, uneori este greu pentru că este lung. Uneori este extrem de greu pentru că însănătoșirea duhovnicească uneori presupune boala trupească sau neputința trupească sau conjuncturi trupești foarte grele în lumea aceasta pe care avem de trăit. Dar toate le lasă Dumnezeu și ne lasă Dumnezeu în ele, pentru ca prin ele, cu adevărat, să ne însănătoșim și să intrăm întregi în veacul viitor. Să putem fi pregătiți să vedem lumina cea nevăzută, cea neapropiată în împărăția cerului. Sau uneori este doar greu prin lungimea procesului, durata procesului. Și eu, personal, așa mă rog totdeauna lui Dumnezeu, să mă ajute Dumnezeu să mă îndrepte, dar așa încetişor. Dar să mă îndrepte, să nu mă lase în neputințe și necredințele și în păcatele mele știute sau neștiute și în patimile ascunse sau vădite. Și așa, cu delicatețe, cu delicatețea cu care un părinte își ajută copilul să crească, cu delicatețe să mă îndrepte el și durează procesul acesta. Și fiecare dintre noi avem de parcurs acest proces. Uneori, Dumnezeu rânduiește ca această îndreptare și această vindecare să se facă printr-o operație grea. Și atunci crucea este amară și complicată. Dar nici acea cruce amară și complicată nu trebuie să ne lepădăm, după cum și în acel tratament de lungă durată, și pe aceea trebuie să-l parcurgem cu stăruință, chiar dacă nu vedem de multe ori rezultat. Și pare că suntem unde am fost și acum un an, sau acum 2 ani, sau acum 5 ani. Dar măcar știu că sunt pe calea aceea. Dumnezeu știe de ce nu m-am însănătoșit încă de neputința mea și de boala mea. Iar dacă este tratament, operație și greu, ceva foarte invaziv, atunci se dau slavă Dumnezeu în acea greutate. Ceea ce este cu adevărat important este ca la sfârșitul vieții acesteia ochiul meu să fie sănătos. Privirea mea să-L vadă pe Hristos cel înviat. Lumina lui Hristos cel înviat. Asta este singurul lucru important. Asta e singura sănătate fundamentală care nu se va lua de la noi. Celelalte se vor lua. Așadar, hai să vedem în ce ne punem cu adevărat încredere. Se cere lui Dumnezeu să ne îndrepte El, încât încrederea să fie în El, în Dumnezeu, nu în alți zei sau idoli creați de mine sau alți oameni sau alte conjuncturi care ele ne vor mântui și ne vor scăpa din veacul acesta, ci în El. Doamne, ajută-mă să cred cu adevărat în Tine, să am încredere în Tine și în ajutorul Tău în veacul acesta și în lumea aceasta și în ziua aceasta și în clipa aceasta. Să nu sperăm ca atare că în veacul acesta ne va fi mai bine. Faptul că ne ajută Dumnezeu aici nu înseamnă că vom propăși în această lume. Că vom fi bogați, sănătoși și veșnici în această lume.
Ci înseamnă doar că încă din lumea aceasta vom percepe câte puțin din prezența lui Dumnezeu în lume și în viața noastră. Dar acel puțin care este din când în când câte o picătură a Harului care se coboară în inima noastră, acea picătură încetul cu încetul sapă împietrirea inimii mele și încetul cu încetul, așa ca picătura chinezească, lărgește această gaură pe care o face și încetul cu încetul un șuvoi întreg de har se va răsvărsa în inima fiecăruia dintre cei care stă. Și atunci, cu adevărat, suntem creștini. Și fiind creștini, cu adevărat suntem fiii lui Dumnezeu și fiind fiii lui Dumnezeu, cu adevărat vom spune cu toată puterea, vie împărăția ta. Nu să ne mai temem că, iată, vine sfârșitul peste noi, ce ne facem? Hai să ne rugăm Dumnezeu ca să nu vină sfârșitul încă, pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, să trăiască și ei în lumea aceasta. Nu! Facă-se voia ta, vie împărăția ta. Vrem să vină împărăția lui Dumnezeu, dacă cu adevărat îl iubim pe Dumnezeu. Și atunci înseamnă că avem ochiul sănătos. Dacă mai spunem, Doamne, ia mai, întârzie tu puțin venirea asta, că mie îmi place pe aici pentru copii, nu pentru mine, spunem noi viclean, ci pentru copiii mei și pentru nepoții mei, să trăiască și în lumea aceasta. De fapt, ochiul meu este foarte bolnav și sub o aparență de creștinism se ascunde un păgân și necredincios. Dar, pentru că Hristos a venit să tămăduiască tot omul. Și știți câtor orbi le-a redat vederea și în multe feluri le-a redat vederea. Unor doar prin cuvânt, unor prin lut și salivă. Totul. Le-a făcut de multe ori și le-a arătat lumina sa cea necreată pe Tabor. Lui Petru, lui Ioan și Iacov, înainte de înviere, și s-a arătat în lumină, în înviere, după înviere. Iar și apostol și în Cleopa și Ilie și femeia mironosițe. Pentru aceasta avem nădejde că Dumnezeu ne va ajuta să ne vindecăm privirea duhovnicească și, dacă este de folos, și cea trupească. Amin. Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale, calea spre mântuire.